Ion Procopie, Florin Rașoveanu, Ion Șămănescu, Elisa Purea și Eugenia Cruceru sunt cei 5 foști angajați ai Poliției Comunitare Târgu Jiu care au câștigat în instanța de la Târgu Jiu dreptul de a reveni pe posturi. Am câștigat pe fond 5 repuneri. Bineînțeles că în momentul de față instituția a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova. Noi avem însă speranțe pentru că există precedente la nivel național în care s-au câștigat definitive și irevocabile repuneri pe funcție. În prezent, pe rol la Tribunalul Gorj, mai sunt încă 14 agenți care la fel sperăm să câștige în frunte cu mine. Directorul Poliției Locale, Ion Tudor, susține că cei 5 nu vor reveni în cadrul instituției. Dacă cineva crede că eu voi încălca legea și vor, în sensul că nu voi respecta ordonanța care prevede clar câți angajați să fie la Poliția Locală Târgu Jiu, greșește. Rămâne ca instanța de la Craiova să decidă soarta acestora.